Specialiștii în turism consideră că organizațiile de management al destinațiilor sunt de interes major pentru industria turismului din România. Rolul lor este de a stabili strategii de promovare la nivel local, zonal și național și de a coordona dezvoltarea turismului. Mai multe informații despre organizațiile de management al destinațiilor în județul Constanța și nevoile de promovare a litoralului românesc discutăm astăzi cu Cristian Bărhălescu, vicepreședinte a Sud-Est. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Prima organizație de management al destinațiilor a fost ființa, înființată recent la Mangalia și se fac acum demersuri și pentru năvodari. Ce se întâmplă cu Mamaia? De ce nu avem și noi astfel de organizație? Organizația se poate face numai cu acordul părților. Adică trebuie să fie atât partea privată cât și autoritățile locale atunci când autoritățile locale vor stabili că este de prioritate să facă această organizație, cu siguranță o vor face. Până atunci, așteptăm. E adevărat, ne bucurăm de faptul că Mangalia și Nevodariu s-a mișcat mai repede. Ce se va întâmpla în momentul în care se va înființa această organizație? Vor veni mai mulți turiști? Este o organizație de interes, să spunem, local, național. Nu este pentru industrie neapărat, pentru că de pe urmă aceste industrie beneficiază toată lumea. Atât agenții economici, cât și autoritățile locale care încasează taxe și impozite, și nu este o organizație care să-i favorizeze pe cei din turism, să nu înțelegem greșit, și apoi nu este cea care doar stă și face niște strategii acolo de care nu ascultă nimeni. Nu, face strategii, propune o direcție de dezvoltare împreună cu specialiștii din domeniu, dar mai mult decât atât se și ocupă de implementarea unor proiecte. Aici este mai mult de discutat pentru că. Noi trebuie să învățăm de la cei care au făcut deja în străinătate acest lucru. Sunt OMD-uri în toată Europa, există în Statele Unite acest, acele celebre convention în Visitor's Bureau. Nu trebuie să inventăm ceva nou noi românii și să descoperim uh, apa caldă. Trebuie doar să urmăm rețetele celor de afară ca să ne fie bine. Atâta timp cât uh, ignorăm un domeniu că poate nu se întâmplă nimic și poate uh, nu trebuie să facem ceva și chiar dacă facem dacă greșim, s-ar putea să ne ia cineva din presă la trei păzește. Trebuie până la urmă să fim conștienți că aceste OMD-uri sunt o chestiune de asumare. Iar faptul că autoritățile din Mangalia și din Năvodari au făcut primul pas este laudabil. Cum este litoralul românesc la capitolul promovare? E nevoie de mai multă promovare? Sau ce putem face pentru mai multă promovare? Litoralul românesc este. Și atât. Victor Românesc este acolo, pe o agendă, pe undeva prin sertare, dar, din punct de vedere al promovării, cu o floare nu se face primăvara. Dacă doar te duci la un târg de turism și crezi că deja ai, căpitat, ai căpătat un capital de imagine, te înșele amarnic. Trebuie să ai o strategie pe anul în curs și o strategie multianuală. Să știi, ce promovezi, ce brand, și asta o faci cu specialiști. Nu o faci cu angajați din primărie sau uh, cu angajați dintr-un restaurant. Asta o faci cu cei care se pricep la acest lucru. Îi aduci de afară, îi iei pe cei din țară și îți vinzi brandul mai bine. Se vinde foarte clar ceea ce este promovat și nu neapărat ceea ce este mai bun. Ne uităm, în orice domeniu se întâmplă același lucru și în turism este valabil. Și atunci trebuie să îți găsești specialiștii. Din domeniu, să te consulți cu ei și să promovezi produsul, care se cheamă, în cazul nostru, litoralul românesc, care se cheamă plajă, nisip, Mamaia, Neptun sau uh, Mangalia, Năvodariu, ori Jesulina. Trebuie de fiecare dată să te duci, să vezi specialistul ce spune, pentru că, dacă tu te duci să-ți faci promovare doar. Uh, în Germania, în Finlanda sau Marea Britanie, dar clienții tăi sunt din Tulcea, Galați și Brăila sau Republica Moldova ar putea să greșești, s-ar putea să trebuiască să ai atenția încordată mai tare pe această zonă și să pui ceva bănuți pe promovare. Ori fără bani promovare nu se poate. La ce să ne așteptăm de la sezonul estival viitor? Ca ce de obicei, venire? o ușoară ridicare prețurilor pentru că știm foarte bine inflația nu ne iartă în niciun an, costurile cu forța de muncă și toate celelalte iarăși se ridică și cu siguranță o ușoară creștere pe număr de turiști și asta datorită etichetelor de vacanță pe de o parte. Am văzut anul trecut am avut o creștere de 20%, iar anul ăsta doar de vreo zică. 4%. Da. Ei bine, considerăm că și anul următor va fi o creștere dar cu condiția să fie susținută și de o ușoară promovare, pentru că ne bătăm cu apă rece dacă avem impresia că de la sine vom crește. Credeți că se va rezolva problema forței de muncă? Am înțeles că au venit, a venit forță de muncă din străinătate. Va da, se va față? rezolva ca în fiecare an. Vom vedea proprietari care stau prin bucătărie sau prin recepție uh -huh. și vom aduce din Sri Lanka, din Pakistan, Venezuela mai nu am văzut că este în mare vogă. Cu siguranță vom aduce de afară pentru a completa dintr-o dată România exportatoare de forță de muncă, se trezește în poziția de importatoare de forță de muncă și vom vedea în continuare, cu siguranță, că. Vor veni pe litoral să ne servească din alte țări, pentru că noi vom sta așezați la masă. Au ce să facă turiștii dacă vin în sezonul rece pe litoral? Există oferte pentru Revelion? Există oferte pentru Revelion, există oferte și pentru Crăciun în foarte multe hoteluri care sunt deschise de-a lungul anului și asta datorită faptului că există și cerere. Cu siguranță, o promovare adecvată ar aduce mai mulți clienți, dar aici este vorba de. Mai mult decât uh, efortul unui singur hotelier sau 2 trei, cinci hoteluri, ar trebui întreaga destinație să se constituie ca o destinație pentru sărbători sau o destinație pentru city break. Este ajutată foarte mult de aeroport, este ajutată foarte mult de accesibilitatea cu shuttle basurile de la aeroportul Otopeni și cu siguranță Constanță se poate constitui în, într un astfel de, într astfel de destinație. De fapt. Uh, companiile pe care le conduc vor fi implicate într-o astfel de campanie la Târgul de Turism de la Londra săptămâna viitoare, începând de luni, pentru a promova Constanța împreună cu Brașovul, pentru că avem și acolo interes, ca destinații de city break. Pentru că se poate împacheta foarte ușor un bilet de avion, shuttle bus și cazare și atunci să-i vinzi unui client, așa cum vindem constanțenilor city break-uri în întreaga Europa, să vine și city break pentru Constanța. Am vorbit despre Constanța, despre Mamaia. Credeți că ne putem aștepta la o dezvoltare în viitorul apropiat în stațiunile din sudul litoralului? Cu siguranță putem vorbi. Este frânat foarte mult de accesibilitate tot acest proces de dezvoltare. Sunt puțini care îndrăznesc să ia la trântă cozile de câteodată 4-5 ore în plin sezon. Dar și aici trebuie puțină campanie și puțină educare. Aceste căi de acces pot să suporte un flux de turiști, iar pe anumite ore chiar să îngoale. De aceea, puțină educație să le spunem veniți mai devreme sau plecați mai târziu, ar fi bună ca și educație. Altfel, într-adevăr, duminică la prânz, vineri după amiază, vom vedea cozile din 23 august Costinești până în tuz la eforie datorită sufocării traficului pe eforie și vom vedea în continuare nervi, stres și tot felul de reclame la televizor care spun că litoralul românesc este praf la materie de accesibilitate, nespecificând faptul că e vorba doar de zona de sud a litoralului, unde, cu siguranță, un drum expres despre care s-a vorbit de atâta vreme, de la Megidia până undeva la Costinești sau 23 august sau Mangalia, a rezolvat această situație. Domnule Bărhălescu, vă mulțumesc tare mult pentru informațiile acordate. Și eu vă mulțumesc mult de tot. Sporat și în acest sezon de iarnă.